numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Acesta este cu adevărat martir, căci a vărsat sângele pentru numele lui Hristos, de amenințările judecătorilor nu s-a temut și a ajuns în împărăția cerească. Hristos a înviat. Sfințite, părinte rector, dragi părinți profesori, părinți oaspeți, dragi părinți postulatorii cauzei episcopului nostru, dragi seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși, se cuvine să-L preamărim pe Dumnezeu celebrând jertfa Sfintei Liturghii, act de supremă mulțumire pentru darurile făcute nouă în această lună mai, pentru darul Preacuratei Fecioare Maria, gloria bisericii noastre, dar și pentru darul făcut nouă prin episcopul martir, fericitul Anton Durcovici. El este pentru noi astăzi unul care ne cheamă, care ne încurajează, care ne luminează, care ne îndreaptă spre Maria, mama noastră a Bisericii, prin ea spre Iisus. Salut pe toți cei care ați binevoit să veniți astăzi aici, în catedrală, pentru a aduce acest prinos de preamărire a lui Dumnezeu. Și cerem Lui, Cel care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru, să ne curățe păcatele, să ne le ierte, ca să putem celebra cu vrednicie lauda noastră, jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, frați, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frați, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Pace pe pământ oamenilor de bunăvoință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim,
Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Născut Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-un mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Ne rugăm, Dumnezeule, care în fericitul episcop martir Anton ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui ca mărturisind aceeași credință să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Înțelepciunii. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu și niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți păreau că mor și ieșirea lor era considerată o nenorocire, plecarea de la noi distrugere, dar ei sunt în pace. Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri, căci Dumnezeu i-a încercat și i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în foc i-a probat și i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. În timpul vizitării lor vor străluci și vor alerga ca scânteile prin paie. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare și Domnul lor va domni peste ei în veci. Cei care s-au încrezut în El vor înțelege adevărul și cei care cred în iubire vor rămâne cu El, căci harul și îndurarea sunt pentru aleșii Lui. Cuvântul Domnului.
În mâinile Tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. În mâinile Tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. Fii pentru mine o stâncă de scăpare, o cetate întărită ca să mă mântuiești. Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău condu-mă și călăuzește-mă. În mâinile Tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. În mâinile Tale îmi încredințez sufletul. Tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea Ta, căci ai privit la umilința mea. În mâinile Tale, Doamne, încredințez sufletul. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urăsc. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău, mântuiește-mă în îndurarea Ta. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El care nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu El? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul, sau strâmtorarea, sau persecuția, sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin acela care ne-a iubit. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu vor putea să ne desparte de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului.
Domnule să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este propriu, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăște lumea. Amintiți-vă cuvântul pe care vi l-am spus. Nu este sclavul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis. Cuvântul Domnului. Sfințite, cucernici părinți concelebranți, dragi surori, dragi seminariști, iubiți frați în Hristos, dragi ascultători Radio Maria, dragi spectatori, ascultători prin radio, prin internet. Astăzi se împlinesc 3 ani de când am trăit momentul istoric, unic în viața diecezei noastre, beatificarea episcopului martir Anton Durcovici. O zi memorabilă pentru dieceza noastră, o binecuvântare, o revărsare de har care s-a manifestat în acea zi și care se prelungește mai departe, adunându-ne în fiecare an la această dată de 17 mai, tocmai pentru a ne aminti de darul pe care ne l-a făcut Dumnezeu, dar legându-ne și de ziua liturgică fixată pentru comemorarea fericitului Anton Durcovici, 10 decembrie. Pentru reflecția noastră din această seară, vreau să mă leg întorcându-ne în timp la acest moment al beatificării, folosindu-mă de unele cuvinte ale trimisului Sfântului Părinte Papa Francisc, cardinalul Angelo Amato, care a celebrat, a prezidat liturghia de beatificare și a rostit o frumoasă omilie, punând în evidență eroicitatea episcopului nostru martir, dar ajutându-ne și de liturgia cuvântului de la această sfântă liturghie. Cardinalul Angelo Amato își începea predica acum 3 ani, spunând, prin beatificarea episcopului Anton Durcovici, se aprinde în costea pe bolta cerească a martirilor lui Hristos. Biserica Catolică, încă de la începutul a fost o biserică de martiri. Martiriul reprezintă sigiliul suprem al iubirii și al fidelității creștinilor față de Hristos și față de cuvântul său de viață și de adevăr. Și mai spunea cardinalul Angelo Amato, și Biserica Catolică din România a fost persecutată. Fiii săi s-au opus forței brute a tiraniei doar cu armele nevinovăției și statorniciei lor în credință.
Ei au suportat tot felul de chinuri, învingând monstrul răului prin iertare și răspunzând la ură cu iubire. Aceasta este și strălucitoarea aureolă a fericitului nostru, spunea cardinalul, care se adaugă celorlalți episcopi, preoți și laici români pe care biserica i-a ridicat la cinstea altarilor. Monseniorul Anton Durcovici, episcop de Iași, a urcat, asemenea lui Iisus, calvarul pentru a fi răstignit și pentru a fi primit de către cel înviat în bucuria veșnică a Ierusalimului Ceresc. Plin de admirație față de acest excepțional episcop, Papa Francisc îl numește în scrisoarea sa apostolică păstor plin de zel, apostol al adorației euharistice și mărturisitor eroic al comuniunii cu scaunul lui Petru. Fericitul nostru, Anton, nu avea dușmani, nu era implicat în politică, considerându-i pe toți drept frați. Și cuvântul său era întotdeauna, într-un mod excepțional, un cuvânt evanghelic. Martorii afirmă că el trăia și vorbea în persoana lui Hristos și totuși a fost considerat periculos, pentru că nu s-a aliat cu puterea politică, pentru că nu s-a coborât la compromisuri, pentru că ținea la credința sa, pentru că iubea biserica, pentru că îl apăra pe Sfântul Părinte Papa. Dacă lumea vă urăște, să știți că mai înainte m-a urât pe mine. Aceste cuvinte pe care le-am auzit și se regăsesc în Evanghelia pe care am proclamat-o în această seară, în aceste cuvinte Iisus prevestește discipolilor săi că lumea îi va urâ. Va fi totdeauna o istorie de luptă între bine și rău. Așa cum a fost o istorie de luptă în persoana lui Hristos, Învățătorul, la fel va fi și pentru ucenicul său. Dacă lumea vă urăște, să știți că mai înainte de voi m-a urât pe mine. Și de aceea, fericitul Anton Durcovici, cu siguranță, știa de aceste cuvinte, pentru că a voit să fie un ucenic fidel, un ucenic care să-l urmeze pe Învățătorul său. De fapt, creștinul care îl urmează pe Hristos este chemat să trăiască nu după spiritul lumii, adică împărtășind criteriile de viață ale lumii, ci criteriile împărăției lui Dumnezeu. Cine caută să iradieze forța iubirii a Evangheliei va fi urât. Așa a fost de la început cu primii creștini, așa a fost de-a lungul celor două milenii de creștinism. Acesta a fost la început destinul lui Hristos. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Acesta a fost și destinul fericitului nostru martir Anton. Și odată cu această alegere, fericitul Anton a primit și puterea de a suporta persecuția, calomnia, ajungând până la oferirea supremă a vieții sale. Dar toate acestea, ne spune Evanghelia, ne spune Iisus în Evanghelia, toate acestea le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-L cunosc pe Cel care m-a trimis. Insistența repetată din Evanghelie în a aminti cuvintele lui Iisus asupra motivului și sensului persecuțiilor, cu siguranță că era cunoscută de fericitul nostru episcop. Ucenicii lui Iisus au fost avertizați încă de la început că nu vor avea o viață ușoară atunci când ei au fost trimiși în misiune, așa cum de altfel nu a fost ușoară nici misiunea episcopului nostru martir. Chiar din momentul în care și-a început slujirea episcopală la Iași, deja se profilau norii, urii împotriva bisericii, se plănuiau deja atacuri la adresa bisericii și mai ales a păstorilor. Însă asigurarea dată de Mântuitorul lui Iisus că porțile iadului nu vor putea birui biserica întemeiată pe stânca lui Petru s-a verificat încă o dată.
Biografia episcopului Anton Durcovici arată că, deși aparent a fost învins, moartea sa de martir a însemnat și continuă să fie o victorie pentru biserică. Comportamentul de care a dat dovadă a fost lumina călăuzitoare, flacăra vie transmisă și preoților și credincioșilor care întotdeauna trebuie să-i urmeze exemplul. Sacrificiul său nu a rămas inutil, devenind în ultimă instanță, prin mesajul său valabil și pentru zilele noastre, o învățătură oferită întregului nostru popor. Martirul este și trebuie să fie ucenicul fidel, martorul prin excelență al lui Hristos. Amintiți-vă de cuvântul pe care vi l-am spus, îl auzim pe Iisus din nou, spunând în Evanghelie, servitorul, sclavul, nu este mai presus de stăpânul său. Dacă m-au persecutat pe mine, și pe voi vă vor persecuta. Și continua cardinalul Angelo Amato în predica sa, spunând că odată cu dispariția fericitului Anton, dinaintea privirii oamenilor, eroicul nostru episcop a intrat în lumina veșnică a corurilor de îngeri și sfinți, lăsând o amintire de neșters în sufletul Bisericii Catolice din România, care îl cinstește ca pe un bun păstor și luminos. Tocmai de aceea, când a venit clipa încercării, fericitul Anton s-a dovedit a fi puternic și curajos. Istovit după mai mult de 2 ani de interogatorii și torturi, condamnat fără a fi judecat la închisoare, la Sighet, episcopul și-a păstrat spiritul senin și răbdător. Episcopul Anton a fost susținut cu siguranță de cuvintele Sfântului Apostol Paul, pe care le-am auzit tocmai la lectura a doua. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foametea sau lipsa de haine sau primejdea sau sabia? Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit, spune Apostolul Neamurilor. Pentru Sfântul Paul, care scrie aceste gânduri, această încredere a fost punctul său de sprijin în momentele grele prin care a trecut și a avut multe. A fost motorul vieții sale, motivația dăruirii absolute în angajarea misionară de evangelizare. Paul s-a simțit iubit de Dumnezeu și ales personal de Hristos pentru o misiune. Credem că așa a fost și pentru fericitul nostru episcop martir. Scrie primul său biograf, părintele Florian Müller. Sunt sigur că Anton Durcovici a murit ca martir. În viață a fost intransigent față de comuniști, refuzând orice compromis în ceea ce privește biserica. Pentru aceasta a fost torturat și exterminat, fiind lăsat în celula morții. Sunt sigur că faima lui de martir este întemeiată, deoarece a fost ucis pentru credința sa, pentru iubirea sa față de Dumnezeu și față de biserică, de devoțiune absolută față de papa. Cine l-ar fi putut separa pe episcopul Durcovici de iubirea lui Dumnezeu? În fața persecuției, în fața mâniei și a tuturor violențelor, el s-a opus doar cu caritatea, cu iubirea, cu iertarea. Prin beatificarea pe care noi am trăit-o la 14 mai 2014, episcopul Durcovici ne-a fost propus ca model și exemplu de înaltă trăire a credinței sub semnul fidelității totale față de biserică și a iubirii dăruită până la sacrificiul vieții. De aceea îl avem astăzi în fața ochilor ca un erou al credinței noastre, al iubirii față de Dumnezeu și față de biserică. Și de aceea facem această comemorare, pentru că nu ne este permis să uităm de martirii noștri, de eroii credinței noastre. În acest sens, vorbind despre martirii secolului al XX-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, în terțiul mileniu adveniente, a subliniat necesitatea de a descoperi memoria martirilor și mărturia lor, întrucât martirii creștini
sunt cei care au vestit Evanghelia dându-și viața din iubire, iar mărturia lor trebuie redescoperită în biserică. Spunea Papa, Sfântul Papa, biserica are datoria, atât la nivel universal, cât și la nivel local, să nu uite de acești martori cunoscuți sau necunoscuți pentru marea cauză a lui Dumnezeu. Iar biserica, asemenea unei mame bune și milostive, nu a permis ca praful uitării să se aștearnă nici pe amintirea episcopului nostru, spunea cardinalul Angelo Amato, și îl înalță astăzi, adică la data de 14 mai 2014, la cinstea altarelor, pentru a-l face să strălucească drept sarea pământului și lumina lumii. Plin de bucurie putem și noi repeta cuvintele Apocalipsului, spunea cardinalul, acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său, pentru că a fost aruncat afară acuzatorul fraților noștri. Iubiți credincioși, martiriul este un mare har. Este harul pe care Mântuitorul nostru l-a dăruit fericitului Anton Durcovici pentru a susține credința noastră a tuturor. Am auzit de multe ori renumita fraza lui Tertulian, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Celebrând aniversarea de astăzi, această celebrare de astăzi este pentru noi, așadar, o datorie de recunoștință și, în același timp, un stimulent pentru a mărturisi cu mult curaj credința noastră în Hristos, care pe cruce a învins odată pentru totdeauna puterea violenței cu atotputernicia iubirii. Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta, să-și dea viața pentru prietenii săi. Orice mărturisitor al credinței trăiește această iubire mai mare, acceptând sacrificiul până la extrem. Martiriul creștin se justifică numai ca act suprem de iubire, ca răspuns la iubirea, la imensa iubire a lui Dumnezeu, care s-a consumat pe cruce. Măreția fericitului nostru martir, Anton, stă în faptul că, în ciuda faptului că era conștient de moartea sigură care îl aștepta, el și-a jertfit cu bucurie viața pentru credință și pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Și-a făcut-o din iubire și cu o iubire totală. Amin. Celor preiubiți, dragi radioascultători, cu inima plină de bucurie și recunoștință, să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi un izvor de reînnoire în credință și iubire. Dumnezeule, Părinte iubitor de oameni, ajută cu harul tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc și pe episcopul nostru Petru, pe episcopul auxiliar Aurel, pentru ca, urmând de exemplul fericitului Anton, să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă la convertirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a inimilor. Te rugăm, ascultă! Prin mijlocirea fericitului Anton, dăruiește familiilor creștine harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. Te rugăm, ascultă!
Ocrotește-i pe copii și tineri și ajută-i să afle în creștinii adulți modele autentice de iubire a lui Dumnezeu și de slujire a aproapelui. Te rugăm, ascultă! Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a harului tău. Te rugăm, ascultă! Dă-ne harul ca prin faptele noastre de fiecare zi viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața ta. Te rugăm, ascultă! Pentru rugăciunile fericitului Anton, primește-i pe răposații noștri în pacea împărăției tale cerești. Te rugăm, ascultă! Dumnezeule, tăria celor care se încred în tine, te rugăm, ascultă rugăciunea pe care această familie se înalță prin mijlocirea episcopului martir Anton și fă ca sămânța sângelui său să rodească în noi iubirea față de numele tău sfânt și față de frați. Prin Hristos Domnul nostru. Amen. Să ne despartă de iubirea lui Hristos, nici foamea, nici sabia, nici necazul, ori durerea. Tatăl nu l-a cruțat pe unicul său fiu pentru noi, cum ar putea să ne refuze pe o altă rugăminte? Dreapta Tatălui Hristos se roagă pentru noi, urmând cuvântul Său până și moartea o vom învinge.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule preîndurător, revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri și întărește-ne în credința pe care fericitul Anton a apărat-o cu prețul sângelui prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci fericitul martir Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău și ne-a dovedit în chip strălucit puterea Ta minunată, pentru că pe cel slab Tu îl conduci la virtutea desăvârșită și pe cel lipsit de putere l-a ajuns să fie statornic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cerești, te preamărim și noi de pe pământ și înălțăm numele laudă al maestății tale, cântând cu bucurie. Sanctus, nomine Domini. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor să-i zicăm. Luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
Asemenea, după cine l-a împătirut și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un frunos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericită Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Durcovici și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, vitolis peccata mundi. Agnus Dei, vitolis peccata mundi. Agnus Dei, vitolis peccata mundi. Dona nobis pacis. Să ne fim docarele primi sfeata ce viște. Mirea trupului și sângele Tău, Doamne Iisuse Hristoase, să nu fie spre judecată și-o sâmb. Și pe bunătatea Ta să-mi folosească spre apărarea sufletului și a trupului și spre tămăduirea mea. Ia temelul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume și ai rămas în taina sfântă a Eucaristiei. Doamne, nu sunt vrednic să ai, dar spune numai...
Să ne rugăm, întăriți cu sfintele taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunata statornicia fericitului Anton, ca astfel să ne îmbrednicim a dobândi răsplata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos Domnul nostru. Sfințite Sfințiile voastre, dragi părinți, concelebranți, dragi seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși, dragi radioascultători. Astăzi a fost și rămâne o zi în istorie, care se adaugă la cea de acum 3 ani. O zi în care noi ne-am străduit împreună să mergem pe urmele episcopului nostru, Anton Turcovici. Am avut acest simpozion care a fost înaintea Sfintei Liturghii. E sigur că a fost un moment de înălțare, un moment de adevărată bucurie și de examen pentru noi toți, având în fața noastră un exemplu care ne cucerește, cuceritor, pentru iubirea Lui față de Iisus, Eucaristicul, față de Maica Domnului și față de poporul nostru. Am fost de multe ori întrebat cum de dieceza de Iași, sigur și România în general, a avut și are atâtea vocații, atâția seminariști. Și am avut totdeauna această bucurie să le spun tuturora că noi am avut și avem martiri. Am avut un episcop care și-a dat viața pentru noi, pentru biserică, pentru familie. Iar mărturia lor, sigur că a produs roade și produce roade. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru episcopul nostru și pentru faptul că El, dându-și viața pentru noi, ne-a chemat și ne cheamă mereu să avem curaj, să-L urmăm, să nu cedăm, să rămânem mereu fideli. De aceea i-am mulțumit astăzi și mulțumim și lui Dumnezeu și Preacuratei Fecioare Maria și într-un chip deosebit episcopului nostru. Am bucurat de acest simpozion care ne-a înălțat și sigur că sperăm ca datele despre episcop și viața lui să fie un stimul continuu. Sunt preoților care au participat astăzi și seminariștilor că a fost un moment special de înălțare. Noi aveam programat pentru mâine un program de rugăciuni speciale preoții din Iași.
cred că acest moment a fost un moment care, într-adevăr, nu mai suplinește, dar face să fie tăruirea noastră, rugăciunea noastră, înaintea lui Dumnezeu, ca un prinos de recunoștință. De aceea le mulțumim preoților că au venit astăzi, lăsând ca luna viitoare să avem celălaltă întâlnire preoțească pentru rugăciune. Am fost în jurul episcopului nostru. Ne-a vorbit. Continuă să ne vorbească. Dar și seminariștilor noștri și dumneavoastră, dragi credincioși. Vă dorim să aveți mereu curajul și să vă simțiți fericiți. Fericiți în poporul care îl caută pe Domnul. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domn. Și acum, în încheiere, după primirea binecuvântării, vom participa la o mică procesiune în biserică și îl vom duce pe episcopul Anton cu relicuile sale în capela unde ne așteaptă. Între timp vom auzi cântare frumoasă, imn, pentru preamărirea lui Dumnezeu și a fericitului nostru, pe care ne va prezenta cântarea Părintele Isidor Iacovici, postulatorul de la Roma, care a dus cauza aici și se trăiește să o ducă mai departe. Ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea cu care ne întoarcem încurajați pe drumul nostru de credință. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Prin mijlocirea preacurată Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici, să ne binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia. Răsfoind prin viață fiile ce-au rămas, vii ca altădată, astăzi numai tac. Ne vorbesc ca evia, ne dau mărturii de eroii vremii, de martirii vii. Ce au scris istorie pentru ai noștri fi. Dumnezeu trimise oameni pe pământ ca să izbăvească neamul nostru în frânt. Și printre aceștia un episcop mare ce avea să poarte numele de floare
om al suferinței, al martiriului, înălțăm tot mai sus ruga noastră să ajungă la cer, fericit printre sfinți este astăzi Anton Durcovici. Un păstor de oameni pe acest pământ își jertfește viața pe altarul sfânt pentru a noastră țară, a Maicii grădină, își ia crucea în spate, mielul fără vină, dăruindu-și viața pentru turma sa. Ca Iisus pe cruce, singur părăsit, dezbrăcat de haine, sfâșiat de frig, strigă Antonius fame, et siti moritur, sighetu marmasei, un mormânt tăcut, odihnind martirii viacului trecut. Înălțăm tot mai sus ruga noastră să ajungă la cer, fericit printre sfinți este astăzi Anton Durcovici. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul veșnic, proclama mereu a Iașului făclie, a diecezei floare, încredințează lumea în mâinile Fecioarei, episcop al iubirii, om al dragostei. În strai de sărbătoare, Moldova să-l cinstim, și-ntreaga Românie la el să mijlocim. În zi de mai se-nalță un gând de bun venit, biserica le proclamă în ceruri fericit, martir pentru credință, Anton Durcovici. Înălțăm tot mai sus ruga noastră să ajungă la cer, fericit printre sfinți este astăzi Anton Durcovici. Înălțăm tot mai sus ruga noastră să ajungă la cer, fericit printre sfinți este astăzi Anton Durcovici.